Skinurile astea sunt la mine în inventar din perioada 2016-2018 și încă nu am în plan să le vând. Haideți să vă zic care este secretul din spatele lor și mai exact de ce nu au voie ele să plece din inventar. În clipul ăsta o să facem turul inventarului, un clip pe care îl plănuiam de foarte mult timp, dar nu am apucat să-l fac și o să vă zic povestea din spatele fiecărui skin. Așa că asigură-te că ai un suc cu tine, ceva de ronțăit, pentru că e timpul să stăm la povești. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja, iar ce avem noi aici este un mare, mare, mare haos pentru că sunt foarte multe skinuri deschise din noua operațiune între ghilimele. De aceea este foarte încărcat inventarul, dar după cum puteți vedea în afară de skinurile default, aici mai este Zeusul pe care nu o să vi-l arăt că trebuie să blurăm ecranul, care are un craft mai obraznic pe el și bineînțeles bomba cu name tag care este nelipsită de aici. I-am schimbat name tag-ul, drept, cred că acum vreun an, pentru că mulți ani la rând am avut un name tag care nu era atât de family friendly și am zis hai mă să punem ceva mai ok și mai puțin deranjant. Mă și plictisisem de name tag vechi, dar cine e vechi îl știe. Anyway, astea sunt majoritatea skin deschise din noua operațiune și cele mai bune skin pe care le-am deschis din punctul meu de vedere sunt acestea două, care în prima zi când au apărut pe market erau undeva la 50 de euro, acum sunt undeva sub 10 euro și în afară de astea două care sunt chiar dar din păcate au scăzut la preț, mai este USP-ul ăsta care mie îmi place foarte mult, sincer să fiu. Dar mă rog, astea sunt skinurile noi, ca să zic așa, mare parte din ele și acum vreau să începem cu loadout-ul meu și practic skinurile cu care mă joc de atâta timp și care s-au mai schimbat, dar skinuri pe care nu prea le-am dat, le dat sau câteva dintre ele, practic, Trebuie să știți că inventarul meu a trecut prin mai multe cash out și vreo 3 sau 4, 4 skinuri cred mai exact din el niciodată nu au plecat din inventar. Mereu le-am păstrat și o să ajungem și la acelea, dar haideți să o luăm de undeva de pe aici pe unde încep skinurile roz, că astea sunt cam skinurile main și bineînțeles avem un XM Xoxo cu care mă joc foarte rar și îl țin pentru că îmi place, nu are vreo poveste deosebită în spate și cred că este destul de recent. În afară de acele patru skinuri foarte importante, ce trebuie să știți e că restul skinurilor nu au vreo valoare anume și de multe ori s-a întâmplat să am nevoie de, nu știu, 3 euro, 5 euro, 10 euro pe Steam și le-am vândut și după le-am cumpărat din nou. Deci, na, nu sunt legat de skinurile alea, dar skinurile despre care o să vorbim și la care o să ajungem sunt foarte importante și nu am cum să le vând pe acestea pentru că nu am cum să le recuperez fix același skin O să vedeți de ce și o să vă explic uh, Bun, mai departe avem un USP și de curând ăsta a devenit USP-ul meu main Pentru că unul din acele skinuri vechi a început să nu mai îmi placă atât de mult Sau mă rog, ăsta îmi place mai mult decât USP-ul Kill Confirm La care o să ajungem un pic mai încolo Și de aceea mă joc cu el chiar dacă nu este roșu Chiar dacă nu este cea mai bună calitate Chiar dacă nu este un skin foarte scump Place, chiar îmi place cum arată, arată foarte bine, nu știu, pe mine m-a atras chinul ăsta, chiar dacă unii zic că na, nu e cel mai frumos, mi-a plăcut super mult. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Mai departe avem un CG de care am făcut rost, nu știu în ce circunstanțe, dar îl păstrez pentru că nu, nu e rău și na, să fie acolo uh, o la 2 ani când mai pun mâna să mă joc cu CZ-ul, uh, na... Uh, săm gen. Uh, P-250 Asimov este un pistol destul de important din joc și ăsta este uh, pistolul pe care îl țin... De foarte, foarte, foarte mult timp Totodată și asta are o poveste interesantă Este primit de la un abonat Slash prieten, slash moderator de pe live De la XNep Și uh, mi l-a dat, mi se pare că Cu tot cu acel sticker, el nu prea se joacă Și cumva are o mică valoare sentimentală Ca să zic așa De aceea nu l-am dat, nu l-am schimbat Și nu l-aș înlocui Probabil că dacă aș da, dacă aș rămâne fără pistolul ăsta Poate nu mi-aș mai lua a doua oară un Asimov Hai să vedem mai departe skinul pe care din câte mi aduc eu aminte l-am dat și după l-am cumpărat, da, am avut un MP9 fix ca asta, dar l-am dat de curând când am făcut un trade și apoi l-am cumpărat din nou de pe market, doar că de data asta plin de sticker mi-a plăcut care sticker cu iMPL și mi se pare un skin foarte mișto pe MP9. Am zis pe 90 mai devreme, nu? Cred că am zis pe 90, nu știu ce am impresia. Glock Vogue, un Glock care îmi place foarte mult, era glock meu preferat. Pentru o mare perioadă de timp, dar uh, acum nu pot să zic că mai este. Îmi place ăla Cu dintele, doar că din păcate este extrem de scump și nu știu dacă o să reușesc să miliau, să vedem, poate, poate, poate mai scade și prețul totodată, dar da, ăla este noul meu Glock preferat și până ajungem să luăm pe ăla, să facem vreun trade, vreo nebunie, rămânem pe Glock ăsta care și ăsta e mișto. Uh, FAMAS, e o poveste interesantă la capitolul FAMAS, avem aici Rapid Eye Movement și l-am luat pe ăsta pentru că mi se pare că sunt foarte, foarte puține skin frumoase de FAMAS pe CS2, nu știu ce, dar foarte mulți ani la rând am avut un derby eu cu mine, ca să zic așa, să încerc să fac vreun skin existent pentru fama să-mi placă. Și nu prea am găsit niciunul care să-mi placă în mod deosebit, până când am dat de fama asta, care nici asta nu pot zic că e extraordinar, dar parcă e un pic mai interesant și un pic mai ok decât multe alte skinuri de pe Famas. Mai departe avem un Galil pe care tot așa, nu știu, l-am dat, l-am luat iar nu este un Galil foarte scump sau ceva de genul ăsta, n-are nicio valoare sentimentală, n-are nicio chestie în afară de faptul că are aceste sticăre aplicate și iarăși ăsta e un skin pe care l-am vândut că aveam nevoie de bunuți pe Steam și după l-am cumpărat iar când am mai uh, alimentat steam sau ceva de genul ăsta ca să-l iau înapoi, nu, cred că nu, chiar nu e foarte scump sau ceva de genul A, și, na, nu este un skin, wow, da e decent, arată binișor când te joci. Mai departe avem Monkey Business pe 5.7 și am 5.7-ul ăsta pentru că am avut Hyper business mi se pare, înainte sau nu știu ce 5.7 am avut pe care l-am dat la un trade, rămăsesem fără schimb pe 57 și cumva mi-a rămas o diferență pe o, la un trade și am luat 57-ul ăsta. Inițial prin 2016-17 aveam uh, Monkey Business și a fost uh, mult timp uh, un skin de-al meu preferat, dar atunci era și perioada în care mă jucam foarte des cu 5 nu, că era mult mai bun decât e acum, sau cel puțin așa mi se pare mie. Uh, și asta, după cum puteți vedea, pe minimul lui dar nu are un, slow, un float extraordinar sau ceva de genul ăsta. Chiar este aproape de filte, teste, de 0,14, deci varză pe float, uh, dar na, îl ținem, na, nu, nu e skinul meu preferat și s-ar putea să plece oricând. Oh, și dacă am luat-o acum în ordine, am putea să vorbim despre Deagle. Hai să luăm totuși în ordine. Na, Deagle cu Mico Dragon, ul ăsta n-are voie să plece din inventar. 2016 sau 2017, acolo începe povestea 10.182 de fraguri pe stat track și sticker cu iBuyPower. power. Cum spuneam, după ce m-am apucat de stream, după ce a început canalul să crească, după ce am devenit din ce în ce mai obsedat între ghilimele de CS și am început să un joc din ce în ce mai mult streamuri zilnice, clipuri zilnice și așa mai departe. Am avut o perioadă pe care poate toți jucătorii de CS au în care am fost uh, pe efectiv uh, maniac cu skinurile și încercam să-mi fac inventar cu cele mai bune skinuri, nu în sensul de cele mai scumpe, dar uh, skinurile care îmi plăceau la cel mai bun float posibil. Acum, nu vă gândiți Că uh, cel mai bun float posibil însemnând de cel mai jos float pe Factory New Dar pe ce îmi permiteam eu? Și ăsta cred că este este un minim și este un 0.08 Ce căutam eu în perioada aia? Seara de seară stăteam și pierdeam minim două ore pe site-urile de traduri Mai ales pe Money că la era cam principalul și stăteam și căutam skinuri peste skinuri peste skinuri și am dat peste cu Mico Dragonul ăsta, am căutam un skin pe Deagle, îmi căutam cu Mico Dragon pentru că la vremea aia mi se părea interesant față de ce skinuri mai erau pe Deagle, la un preț acceptabil, adică îmi permiteam să fac trade pentru el și totodată am găsit float mic, căutam mereu skinuri cu float foarte, foarte, foarte mic. fil pardon, minimal wear -ul. începe de la 0.07, iar asta este 0.08 și colac peste pupăză, cum s-ar spune, are sticker cu iBuy Power. Pe vremea aia stickerul ăsta valora undeva, cred că în 30 de euro. Ce să vedeți, acum valorează nu mai mult, nu mai puțin de 312 euro acum când filmez eu clipul acest sticker și totodată mai are un sticker cu Fnatic de la Catovice 2015 și acest sticker de aici, stați că avem notat, 155 de euro valorează în acest moment. De aceea, nu pleacă skin-ul ăsta și de fiecare dată când am dat cash-out, skin-ul ăsta a rămas în inventar pentru că are valoare sentimentală fiind un skin pe care l-am luat atunci, în 2016, este și Deagle, adică e o armă pe care, un pistol pe care îl folosesc destul de des în joc și totodată valoarea lui, deci skinul ăsta este undeva până în 50 de euro, dacă nu mă înșel, digalul acesta cu stat, tra, cu tot, minimă wear în condiția asta, dar aceste sticăre sunt mult mai scumpe decât skinul și n-aș avea cum să-mi scot banii pe ele. Nu vă gândiți că dacă vreau să vând digalul ăsta o să-mi iau eu uh, undeva la 500 de euro pe el, nici de cum. Se calculează prețul digalului și se mai adaugă foarte, foarte, foarte puțin pentru care are astea, dar în niciun caz valoarea lor, ca și cum ar fi fi niște sticăre uh, noi pe care le poți aplica pe o armă. Aici sunt deja aplicate, așa rămân și cred că digalul ăsta așa o să rămână la mine în inventar. Poate, nu știu, poate o să mă răzgândesc la un moment dat și o să-l dau sau poate o să prind un trade bun pentru el, deși mă îndoiesc pentru că ăsta, ăsta cred că e skin cu cea mai mare valoare sentimentală din inventarul meu și la care țin destul de mult. Mi-aș fi dorit stickerele astea să fie pe alt digal, nu știu pe care, dacă stau acum să mă gândesc, nu știu care e skin meu Preferat pe Deagle, dar uh, este o okay și asta, nu știu, m-am obișnuit cu el și îmi place destul de mult. Mai departe avem un USP care iarăși era uh, găsit cu float foarte bun, căutam în afară de floaturi, bineînțeles, să aibă pattern bun, cât mai puține zgrieturi, sinulele și așa mai departe. Și ăsta e un uh, kill confirmed care e field tested 0.20, adică float foarte bun pentru field tested. Și îl am iarăși din perioada aia de acum mulți, 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 mulți ani. Sunt curios dacă o să reziste să facă, să împlinească skinul astea în inventar 10 ani de zile. E posibil, cine știe, având în vedere că le-am ținut atât de ce nu le-aș mai ține încă pe atât. Știi ce zic? Și a fost skinul meu preferat, dar în momentul de față îmi place mai mult cum arată Joe Breaker-ul, așa că l-am tras pe dreapta și s-ar putea să renunț la el, chiar dacă are valoarea aia sentimentală, fiind de atâta timp în inventar mai departe o poveste foarte interesantă din punct de vedere al pieței de skinuri și anume acest uh, skin pe agent Miami Daryl pe care eu cred că l-am luat cu 8 euro dacă nu mă înșel și nu are foarte mult timp, asta e culmea, cool, Nu vă gândiți că are 5 ani de zile, uh, dar l-am luat destul de recent, 8 euro, nu știu dacă sunt mai mult de 2 ani și acum este 150 de euro agentul ăsta Nu știu ce s-a întâmplat Nu m-am interesat Dar na, e interesant faptul că a crescut atât de mult în preț Îl țin pentru că îmi și place Că de-aia l-am luat și atunci Nu l-am luat că era cel mai scump agent Ci îmi plăcea mie că era cu uh, bleu și roz Poate tot ați văzut pe la calculatoare culorile astea uh, Și na, mi s-a părut interesant Și cumva că iese în relief față de uh, ceilalți agenții de pe joc Mai departe, Macten și pe ăsta, nu cred că e ceva extraordinar cu el, mi se pare că l-am vândut, l-am cumpărat iar Mi se pare un Macten interesant, dar nu este ceva ou oh, și n-are vreo poveste în spate Aici o să ajungem la Fuel Injector, un AK pe care eu l-am avut în trecut Și are un craft pe el, pe care ai, îl lăsăm pe ecran, enjoy, ce pot să zic uh, L-am avut în trecut, l-am dat la trade pentru Bloodsport pe vremea CSGO-ului și fix cu câteva, cu câteva, săptămâni înainte să lanseze CSGO-ul, am dat Bloodsport-ul înapoi pe fiul Injector. Mie mi-a plăcut oricum mult Fuel Injector-ul și pe CSGO mi se pare că arăta mai bine decât Bloodsport-ul, oarecum puțin mai bine. dar probabil că n-aș fi făcut trade-ul ăsta dacă se făcea update-ul la CSGO pentru că Bloodsport-ul pe CS2 arată mult mai bine decât arata pe CSGO are multe reflexii și arată chiar blană, blană rău Uh, dacă prindeam să văd bloodsport atât de frumos cum este acum pe joc, probabil nu făceam trade-ul, dar uh, e una AK ca care îmi place, mie mi-a plăcut mult modelul ăsta, mai ales că are șurubele, are chestii, are detalii, are nu știu ce, și ca și float. Ăsta pe care l-am acum este cu 0.247, un float interesant, să zicem, și na, cam, cam, atât cu el, nu cred că are ceva mai deosebit. Al doilea schimb după Deagle din punctul meu de vedere pe care l-am în inventar și aici iarăși Aceeași poveste, stăteam, căutam ore întregi skinuri până am găsit AVP-ul ăsta, mă uitam, efectiv, în fiecare zi dădeam refresh să văd ce AVP-uri apar și um, o să vă arăt și care sunt defectele, pentru că vreau unul cât mai bun. Care e faza cu AVP Asimov? AVP Asimov nu există Factory New, nu există Minimal wear, uh, există Field Teste, dar cel mai bun float pentru el începe de la 0.18, iar acesta este 0.213 cu cât te duci mai aproape de 0.20, devin din ce în ce mai rare. Căutam ceva foarte aproape de 0.20 sau poate chiar sub și mi se pare că am avut de ales când am făcut 3 ăsta între acest float 0.213 și un float un picuț de tot mai bun 211, 212, 209, nu mai țin minte, dar care avea un pattern un pic mai prost și se vedeau niște zgrieturi pe el. După cum vedeți, ăsta are un singur punctuleț aici în dreapta, nu știu, poate dacă sunteți pe telefon, pe aplicație, puteți dați zoom pe ecran, dar în principiu arată bine, destul de bine. Și aici se văd zgrieturile, să știți, pe Asimov, în partea din spate, sper că se vede de facecam, în partea asta din spate, pe chestiuța asta și totodată, când ai arma în mână se văd aici pe scop, iar ăsta pentru float pe care îl are Um, oricum, cred că niciun Asimov nu are cum să fie perfect, chiar dacă e 0.18, poate -o fi vreun Peter, nu știu, cu extrem, extrem de puțin zgârieturi, dar chiar și ăsta este foarte puțin zgâriat. Asta căutam atunci să fie un Asimov cât mai puțin zgâriat și cât mai frumos și, na, cam asta am găsit. Mi-a plăcut foarte mult. Acum, nu știu, cred că are cea mai mare valoare sentimentală, stau să mă gândesc din tot inventarul, adică ăsta, de fapt, ăsta și cu digălul sunt baza, doar că ăsta... Um, mai degrabă l-aș păstra pe el decât să păstrez digelu, sincer să fiu, pentru că îmi place mult mai mult asimovul ăsta. Nu știu, poate în viitor o să-i schimb stickerele de pe el, toate sunt aplicate de mine. Uh, Mi-a plăcut ăsta corect, sus pe scope și așa a rămas de atunci, cred că 2017. Ceva de genul ăsta, 2017 sau 2018. Nu știu, are deja foarte, foarte mulți ani de când îl am în inventar și sper să rămână încă pe atât. Uh, mai departe avem ultima perche de mânuși pe care am adăugat-o în inventar pentru că am scos-o de pe Hellcase și practic astea le-am găsit în lista de skinuri disponibile pentru withdraw și mi s-au părut ok și acolo, dar atunci când am început să mă joc ele chiar, nu știu, un joc, mi se par mișto mănușile și voi mi-ați zis că vă plac mănușile astea, deși inițial preferatele mele erau astea, acum nu știu ce să zic, cred că sunt la egalitate între astea două perechi de mănuși pe care le am, asta este prima pereche de mănuși pe care am avut-o, Driver Gloves Imperial Plate, Uh, și asta e mișto, doar că s-ar putea la un moment dat să le pun pe ambele la trade și să iau o singură pereche de monuși, uh, ceva mai mișto, mai interesantă, pentru că de obicei uh, pe CS nu prea am fost interesat de monuși și nici n-am avut monuși foarte interesante, deci uh, ar trebui să încep și eu să mai testez niște perechi noi și mai fancy de monuși, ca să zic așa. Iar aici avem cuțitul pe care îl avem acum, Nomad Knife Fade și cuțit pe care l-am de câteva luni și uh, am făcut trade pentru el. Am dat uh, ce aveam înainte, carambit și un stiletto și am vrut neapărat Nomad pentru că mie îmi place foarte mult animația. Ai pe el mi se pare foarte funny când scoate cuțitul și se taie la mână și face așa cu mâna gen că au, m-am tăiat uh, și totodată faptul că e fade, nu știu, arată bine, îmi place. Uh, nu știu dacă o să rămână fade-ul ăsta forever în inventar ca și cuțit main, dar n-aș avea plan să-l schimb. Ce nu-mi place la el este că este stat track. Mi-aș fi dorit să nu fie stat track, să nu văd scrijelit câte fraguri am pe el, pentru că oricum, na, fraguri pe cuțit nu face atât de multe, deci nu o să crească numărul ăsta într-un mod uh, șocant să zici că, nu știu, peste un an o să mă trezesc cu 100.000 de fraguri pe cuțit. Imposibil, poate doar dacă intri pe ceva server să farmezi. Uh, dar, na, nu se știe dacă o să-l păstrez, poate o să vină un butterfly, că îmi doream un butterfly, n-am avut niciodată butterfly culmea dintre majoritatea cuțitelor, pentru că am avut cam aproape toate cuțitele butterfly, n-am avut și mă gândeam să, nu știu, poate un butterfly fade să testăm și noi, I don't know, și ultimul skin de aici din inventar care este extrem de scump și n-ar trebui să fie atât de scump, dar Fiți atenți aici, aveam un M4 Player 2, îl știți cu toții, numai că acel M4 Player 2, care era fil teste sau minim nu mai știu, era parcă sub 50 de euro, la un moment dat s-a schimbat cu acest M4 de 250 de euro, 260 de fapt, și Star Trek Factory New 0.11 Float și m 4 ul asta tot așa l-am scos de pe Helkis, că era printre screen disponibile și am avut două M4 la fel, doar că atunci când am făcut un trade, mi se pare că pentru cuțit aveam nevoie de încă 50 de euro și cea mai ok chestie de făcut ar fi fost atunci să dau M4 player 2 fel teste sau minimal ce era el și să rămân cu ăsta. Și de asta am rămas cu ăsta și mă juc cu el acum, cândva o să plece pentru că nu-i văd rostul nici să fie statrac, nu prea mă dau pe mine pe spate skin-urile și uh, nici factori new Costă, costă prea mult efectiv, costă mult prea mult. Nu v-am arătat float de la mănuși, hai să vorbim și despre asta. 0.278 mănușile astea albastre, uh, 0. tot pe acolo. Ba nu, 0.41 astea well worn, am și uitat. Aveam impresia că s-a testet cu cuțitul. Uh, ce float avem pe cuțit? Mi se pare că 0.03, da, 0.0 3. Și pentru cei interesați de valoarea inventarului în acest moment, ea este de undeva la 2174 de dolari. Asta este valoarea arătată de Skin Backpack, pentru că CSGO Backpack nu mai există și na, puteți să folosiți și voi dacă vreți să uh, vă calculeze valoarea inventarului, să vedeți cam cât ar veni inventarul vostru, site-ul ăsta, pentru că na, e cred că destul de simplu, îți pui aici Steam ID-ul și practic îți caută după profilul de Steam și zice, na, îți arată ce skinuri ai și cât costă ele. Pe Steam, ăsta este prețul de pe Steam Market pentru tot inventarul și practic astea de aici sunt prețurile de pe Steam din momentul ăsta, adică practic ultimul skin pus pe market, cel mai ieftin pentru fiecare în parte. Pe site apare valoarea lor pe bani reali, ca să zic așa, și nu pe Steam Market. Și cam asta a fost inventarul meu și chiar aș fi curios să-mi spuneți care vi se pare cel mai frumos skin pe care l-ați văzut la mine în inventar, ce vă place cel mai mult și ce skin ați păstra. Eu sunt sigur că aș putea să renunț la absolut toate skinurile de aici, poate inclusiv și Deagle-ul dar la acest AVP, nu știu, deci mi-ar fi, mi -ar fi extrem de greu să renunț la AVP-ul ăsta. Nu. No. Și dacă mă las de CS, cu siguranța asta, cred că ăsta rămâne singurul skin pe care l am în inventar și pe restul le dau, dacă ar fi să mă las 10 se efectiv. ăsta l și păstat doar așa de amintire. Vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe Pizigara și codul Amflash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cicu așa că profitează de la maxim și spuneți-mi în comentarii care e skinul pe care l-ați păstrat cel mai mult la voi în inventar. Chiar sunt foarte curios.